dumneavoastră, după cum vedeți în această seară, cu o surpriză frumoasă, deosebită pentru dumneavoastră. Așa să începem cu această compoziție florală frumoasă. Este pentru dumneavoastră, vă aparține. Avem o tortă cu fructe. Evident, o să o serviți cu oaspeții dragi, cine doriți. Și evident, o șampanie, Cricova, o bătură spumantă. Să o serviți la fel cu cei dragi, puteți să vă mă ajutați. Avem atașat aici un așa bilețel. Dacă permiteți să-i dau citire, să vedem de la cine este surpriza, da? Nici nu știu cum să încep, deoarece sunt multe de spus. În primul rând, trebuie să-ți spun că ești o persoană minunată, blândă și o femeie puternică, foarte puternică. Am vrea să îți mulțumim pentru tot ce ai făcut și sunt sigură că vei mai face pentru noi întotdeauna când am avut nevoie de ceva. Nu ne-ai oferit doar o mână de ajutor, ci pe amândouă. Ne-ai învățat multe lucruri folositoare. Mereu ne spuneai că trebuie să ne purtăm frumos cu oamenii chiar dacă ei nu o fac. Ne-ai învățat cu adevărat valoarea unui om nu constă în bunurile materiale, ci care le deține, ci în felul său. De la tine am învățat că orice obstacol îți scoate din viață, care trebuie să fii puternic și să ai speranță că totul va fi bine. Ai avut grijă de mine și de soră și de fratele meu, cum nimeni altcineva nu ar fi avut. Ne-ai acordat mereu atenția și sprijinul necesar atunci când avem câte o problemă. Sunt mândră de tine, mamă, dar sunt foarte mândră pentru că întotdeauna ai făcut ce e corect și ne-ai învățat pe noi să facem asta. Și ce am apreciat cel mai mult la tine? Faptul că ne-ai lăsat mereu să ne spunem părerea despre orice. Încă de când eram mici, chiar dacă eram una absurdă, faptul că ne-ai lăsat să facem orice, chiar dacă știai că rezultatul nu era mereu pozitiv, ne-ai lăsat să trăim așa pe pielea noastră fără să ne critici, ne-ai lăsat să simțim cum să ieșuiezi, ceea ce ne-a ajutat enorm, dar mai important lucru este faptul că ai avut încredere necondiționat în noi, indiferent de situație. În această zi de ziua ta, este un prilej minunat să îți reamintesc cât de mult te iubim și să ai un loc special în inima noastră. La mulți ani, mama minunată! Cu dor din partea lui Mihai, Ana și Marian. Asta este pentru dumneavoastră și evident, dacă aveți un mesaj pentru ei, poftim, spuneți. Mulțumesc frumos, fii sănătoși și... Și asta nu-i tot din partea copiilor. Mai este un cadou încă. Mai este un cadou pe ca să-i punem o urechit. Vedeți ce cei fetele au luat. Foarte. Că la cuștii și pe prima dată. Și Lubița. Spune în cameră și vrei. Vă iubesc și eu mult și vă mulțumesc foarte mult. Deși și ne-ați făcut noroc. Livrareflori.md. Gestul contează.